În data de 20 octombrie 2021, la locuința inculpatului din municipiul Craiova, organele de poliție au identificat un minor în vârstă de 15 ani. Minorul se afla la locuința inculpatului la invitația acestuia pentru a întreține raporturi sexuale cu inculpatul în schimbul unor sume de bani. Din cercetările efectuate a rezultat că inculpatul este cadru militar activ, respectiv este militar în cadrul unității militare 01266 din Craiova, având gradul militar de caporal. Procurorul militar a dispus reținerea inculpatului pentru o perioadă de 24 de ore, ulterior propunând arestarea preventivă a acestuia. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Militar Timișoara a admis propunerea procurorului militar și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. În cauză continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor necesare justei soluționării a cauzei penale.